Soluția găsită de managerul gigantului energetic de a restrânge activitatea complexului nu este pe placul angajaților. Jumătate din persoanele vizate au primit deja înștiințări în acest sens. Salariile celor care vor fi decăzuți din funcția vor scădea cu aproximativ 600 de lei. Liderii de sindicat afirmă însă că toți membrii lor de sindicat sunt reprezentați. Repet încă o dată, nu vom lăsa niciun membru al nostru de sindicat într-o situație care să nu fie sprijinită. Președintele Federației Universul, Adolf Mureșan, vede ca fiind normale aceste măsuri dacă se fac conform legii. Când te reorganizezi sau te restructurezi sau te redemisionezi, te redemisionezi în funcție de un buget. Să ne fie foarte clar. Dacă noi suntem mai puternici decât administrația și veniturile sunt mai mici decât posibilitățile, vom putea să bravăm în fața dumneavoastră a televiziunilor 24 din 24 un an și pe urmă să plângem cu toții că nu mai avem locuri de muncă. La începutul anului, managerul CEO, Laurențiu Ciurel, susținea că juriștii din complex nu sunt pregătiți pentru a face față unor anumite activități ale companiei și care avea nevoie de o casă de avocatură.